Meteorologii au emis o atenționare cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată și ploi însemnate cantitativ, valabilă până duminică seară în peste 3 sferturi din țară. Conform Digi24, în perioada 29 iulie, ora 12, 31 iulie, ora 22, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată la Dal și la munte, local în Transilvania, Banat și Oltenia, precum și în noaptea de vineri spre sâmbătă, în Moldova și nordul Dobrogei. Pe parcursul intervalului de prognoză vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină. De asemenea, în perioade scurte de timp sau prin acumulare local, cantitățile de apă vor depăși 25-30 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. ANM precizează că începând din după amiaza zilei de sâmbătă, instabilitatea atmosferică va deveni deosebit de accentuată, mai ales în jumătatea de vest a țării. Codul galben de canicula a fost de asemenea actualizat vineri și sâmbătă în vestul și în sudul țării. Valul de căldură se va intensifica și, îndeosebind după amiaza zilei de sâmbătă, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa în general între 33 și 37 de grade. Sâmbătă, disconfortul termic va fi ridicat pe alocuri și în restul teritoriului. Duminică, valul de căldură va persista local în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Zonele vizate sunt Bucureștiul și județele Satu Mare, Dolj, Mehedinți, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Brăila, Tulcea, Ialomița, Constanța, Ilfov, Călăraș, Giurgiu, Telorman și Olt, relatează Digi24.